lege absurdă care îi umilește pe românii cu forme grave de handicap ar putea fi schimbată. Doi senatori trecuți prin tragedii care i-au lăsat cu infirmități cer ca toți cei care și-au pierdut ambele mâini sau ambele picioare să primească certificat de handicap permanent. Acești oameni nu vor mai fi siliți să se târască periodic pe treptele instituțiilor publice pentru a li se confirma suferința. Prin astfel de situații absurde trec mii și mii de români. Tocmai de aceea un senator paralizat și un altul cu membru amputat vor ca așa ceva să nu mai existe. Aproximativ 14.000 de români au suferit amputații permanente. În textul propus, aleșii vor să mai elimine o aberație acum pentru a obține grade de invaliditate. Cei care au anumite suferințe cronice trebuie să dovedească faptul că le-au fost identificate și tratate semne premergătoare bolii înainte de o anumită vârstă. Doar dacă au actele medicale ce au certificat simptomele pot primi certificat de handicap. Dacă inițiativa celor doi parlamentari va fi aprobată în viitor, va fi nevoie doar de diagnosticul actual al bolii. Cărțile de identitate ale cetățenilor Uniunii Europene vor fi modificate, UE urmând să introducă măsuri de securitate mai stricte. Modificările au fost decise în cadrul unui acord informal cu privire la un regulament care va spori securitatea cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii Europene. Potrivit acordului, cărțile de identitate vor avea un format uniform de card de credit, o zonă de citire optică și va respecta standardele minime de securitate stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale. Acestea vor trebui de asemenea să includă o fotografie și două amprente digitale ale titularului, stocate în format digital pe un chip fără contact, informează news.ro. Ministerul Afacerilor Interne anunță că noile norme propuse vor îmbunătăți securitatea acestor documente prin introducerea unor standarde minime atât pentru informațiile conținute, cât și pentru elementele de securitate comune tuturor statelor membre care le emit. În România va fi creată o rețea de magazine de stat, drept alternativă la supermarketuri și hipermarketuri. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unire, înființată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, intenționează să creeze o alternativă la supermarketuri și hipermarketuri, o rețea de magazine de stat prin care va fi sprijinit producătorul autohton, a anunțat ministrul Petre Daia în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit unui studiu realizat anul trecut de Credit Info România, în pofida faptului că în țara noastră 99,6% din comercianți sunt români, companiile străine cu o cotă parte de 0,4% generează 56% din profiturile din domeniul comerțului cu amănuntul, bani care ajung în țara de origine a retailerilor. În același timp, doar 3% din companiile românești fac față concurenței companiilor străine. Doar jumătate din profitul obținut de companiile românești este generat de acestea. Ministerul Justiției își va asuma nominalizările pentru viitorii procurori europeni din partea României. Decizia a fost anunțată de Viorica Dăncilă înaintea ședinței în care executivul a adoptat o ordonanță de urgență. Dintre cei trei magistrați aleși, numai unul va reprezenta România, iar acela îi va fi subordonat procurorului șef european. În acest moment, Codruța Chioveși are cele mai mari șanse să ocupe această funcție. Viorica Dăncilă a declarat: fiecare țară trebuie să contribuie cu câte un reprezentant la formarea acestei instituții care va deveni operațională la anul. Termenul până la care fiecare stat trebuie să-și desemneze procurorul este 31 martie 2019. Prin actul de azi creăm baza legală pentru a selecta trei candidați, propuneri pe care le vom trimite la Bruxelles. Au fost însă și magistrați care au susținut că aceste nominalizări ar fi trebuit făcute de CSM și nu de executiv. Sistemul bancar din România a obținut un profit cumulat necompensat cu pierderile de 7,17 miliarde de lei anul trecut, o creștere cu 35% față de anul anterior, arată date afișate de Banca Națională a României. Valoarea activelor era de 451,14 miliarde de lei la finele anului trecut, cu 5,5% mai mult decât la finele anului precedent. Aceste active au crescut în condițiile în care numărul de bănci a scăzut cu una, până la 34, ca urmare a fuziunilor de pe piață, respectiv finalizarea integrării Bank Post în Banca Transilvania. Astfel, ponderea activelor pentru sucursalele străine s-a redus 75% de la 77% în condițiile în care numărul a rămas de 7. La începutul anului trecut a intrat pe piața bancară și BNP Paribas, urmând să-și înceapă activitatea în următoarea perioadă. Indicatorul de solvabilitate, care trebuie să fie de minimum 8%, a rămas aproape la același nivel, de 19,63% față de 19,90% la finele anului precedent.